Proiectul Acasă la Origini este o campanie de recuperare identitară și documentare vizuală a portului tradițional din România și din teritoriile locuite de români. În Vâlcea, voluntarii au scos din lăzile bunicilor zeci de piese vestimentare, de la fote zăvelci și până la catrințe, și au realizat peste 20.000 de fotografii, în încercarea de a spune mai departe această poveste frumoasă. O parte din costumele descoperite astfel sunt expuse în aceste zile la Muzeul Satului Vâlcean de la Bujoreni. Am mers în mai multe comunități, acolo unde oamenii au fost deschiși și unde am găsit bunicuțe care încă mai cos și oameni cărora le pasă, care știu și poveștile lor din spate și ceea ce reprezintă semnele cu sute pe ei. În cadrul campaniei au fost cartografiate costume populare din 10 localități din Vâlcea. Am încercat să luăm din toate comunitățile în care am mers. Dacă avem undeva peste 20.000 de fotografii, aici am adus și am selectat acele costume care sunt reprezentative și avem costume din Comuna Pietrari, Galicia, Mihăiești, Nicolae Bălcescu. De Ziua Internațională a Iei, Consiliul Județean Vâlcea a organizat ședința ordinară din această lună în Amfiteatrul Muzeului Satului de la Bujoreni, iar aleșii județului, dar și angajații instituției, au îmbrăcat cămăși tradiționale. Iată, astăzi ziua ei, în care i-am invitat pe consilierii județeni, pe colegii mei, să se îmbrace în ie și le mulțumesc celor care au venit îmbrăcați în ie strămoșească. Eu port o ie care este făcută la Stoienești, în județul Vâlcea. Am mai multe și le port cu mare drag. Ori de câte ori am ocazia, inclusiv în deplasări externe, am purtat ie strămoșească. În zona Horezu este o cămașă pe care am primit-o de la un cetățean în urmă cu 28 de ani. Este o cămașă probabil din anii 1920 și cum se purta, simplă, albă. Aceasta e frumoasă și foarte veche, o am de la străbunica mea, care a locuit în județul Argeș, comuna cu Casa Ținești. Cred că și ea o avea de la mama ei și se îmbrăcau cu ele la sărbători. Și copiii care au trecut pragul muzeului au îmbrăcat cu drag straie de sărbătoare. Este o tradiție ca în fiecare zi, an, când este Ziua României, să ne îmbrăcăm în ie. Așa, și de ziua iei pe 24 iunie, da? De Ziua Internațională a Iei, la Muzeul Satului Vâlcean, a fost organizat și un spectacol de muzică populară, intrarea fiind liberă.